Pe 25 august 2016, la Mănăstirea Căpriana din Republica Moldova, un tezaur arheologic excepțional vedea lumina zilei după aproape două secole de întuneric. Cripta fostului mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni, trecut la cele veșnice în anul 1821, a fost deschisă cu acordul Sinodului Bisericii Ortodoxe din Rusia, la propunerea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, care a decis să-l canonizeze pe înaltul ierarh. Ceremonia prin care mitropolitul Bănulescu Bodoni a devenit primul sfânt din Republica Moldova a fost oficiată pe 3 septembrie 2016. Iubiți credincioși, se apropie zi de mare sărbătoare pentru noi, creștinii ortodoxi, din de Dumnezeu peste țara noastră, Republica Moldova. În anul 2016 au fost efectuate săpături arheologice sub conducerea profesorului universitar doctor habilitat Gheorghe Postică, cu o echipă pluridisciplinară din România, domnișoara Mariana Gugeanu, expert restaurator textile, doamna Doina Năstăsoaie, expert restaurator textile, doctor Nicoleta Vornicul, biochimist și investigații biologice, a făcut și ea parte din echipa care a participat la excavarea acestor fragmente din cavoul mitropolitului. Pământul Căprianei a fost prietenos cu ierarhul care s-a îngrijit o vreme de Sfânta Mănăstire. Mâna dreaptă, practic, nu s-a păstrat, mâna stângă este, așa și restul, toate o să vede, tot s-a păstrat. Osemintele recuperate din criptă au fost mutate în biserică, iar pelerinii pot venera acum și moaștele Sfântului Gavril. În mod surprinzător au fost găsite și toate elementele costumului în care a fost înhumat mitropolitul. Chiar dacă apa de ploaie s-a infiltrat în criptă, iar rădăcinile copacilor din apropiere au străpuns racla din lemn de brad, inclusiv materialul textil. În mormânt a fost descoperită, identificată întreaga vestimentație a mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni. Avem stihar, avem dulamă, avem brâu, epitrahil, omoforumare, sacos, bederniță, mitră, fragmentele de la sicriu, fragmente de galon de pasmanterie de la sicriu, capacul de la sicriu, mânecuțe, fragmente de țesătură de la pernă, învelitoarea de cap și paramanul, o piesă absolut superbă, că au fost și piese din metal, au fost și piese din piele, încălțăminte. Starea lor nu a putut fi evaluată atunci pe loc, dar toate obiectele au luat drumul Iașului, cu gândul că măcar câteva dintre ele vor putea fi salvate. Epitrahilul. Aici sunt fragmente de la brâu, aici fragmente de la sicriu, știți că era cătușit cu catifea, țesătura aia din interior. Vom restaura în cadrul centrului nostru aceste artefacte ultra dificile. În primul rând, toate sunt din materiale care au suferit în decursul celor aproape 200 de ani degradări însemnate în ceea ce privește natura materialului, galoanele metalice care au sunt degradate, prezintă produși de coroziune care au migrat pe textilă și care sunt destul de dificil de scos din operă,
De asemenea, și sectorul pictură o să aibă o intervenție la mitra descoperită în acel mormânt. Aici stai așa, ia, să o toate au avut aceleași probleme. Fragilizare excesivă, depuneri aderente de pământ, de produși de coroziune, cute și pliuri accentuate, degradări care au pus mari probleme în timpul restaurării. Fiecare piesă, înainte de a fi supusă procesului de conservare-restaurare, a avut nevoie de sute de ore de hidratare progresivă. Restauratorii Complexului Muzeal Național Moldova au reușit ceea ce puțin au îndrăznit să spere atunci la deschiderea criptei, dar și mai târziu la prima evaluare a stării de conservare a artefactelor. Pe partea cealaltă, acolo avem dorul mare, care este foarte degradat. Aici e stiharul. Stiharul nici la momentul când am fost scos din mormânt, nu am putut să-l manevrăm foarte mult, din cauza că e foarte fragil în țesătura. Ce fel este, dacă îmi învățim pe undeva o bucățică de greg, nu prea văd, e destul de degradat. Cel mai numeros a fost inventarul textil. 11 piese în total. Unele de dimensiuni mari. 8 dintre ele au fost readuse la viață de mâinile pricepute ale aceluiași expert restaurator. Perioada de început a fost una foarte grea pentru mine, pentru că n-am crezut că vom fi în stare să le aducem la viață, să le redăm circuitului muzeal. Aproape că nici acum nu vine a crede că noi am reușit să le restaurăm, dar ne bucurăm că am reușit să facem restaurarea și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare clipă că până la urmă ne-a ales pe noi. După ce ele au ajuns la noi, au fost duse la camera de carantină, unde s-au aplicat tratamente biologice de dezinfecție. Au urmat curățiri mecanice, detașarea mecanică a impurităților grosiere fixate superficial pe suprafața țesăturilor, apoi hidratarea progresivă, alternativ cu deplierea și curățiri mecanice a impurităților. Următoarea etapă a fost cea hidratărilor prin imersie și au fost aceste tratamente de curățiri umede făcute alternativ cu curățirile mecanice. S-au făcut curățiri chimice, urmărind îndepărtarea produselor de coroziune. Apoi s-a făcut uscarea în poziție plană, încercând totodată deplierea. Toate aceste tratamente efectuate în etape succesive au fost particularizate în funcție de natura materialelor, de tipul de degradare. În cazul pieselor mari, greu de manipulat de o singură persoană, unele proceduri au fost realizate în echipă de cei doi restauratori textile. Să preschimb grămezile de pânză, pline de pământ, resturi din mediul de înhumare și cute, în exponate de muzeu, e un miracol. Miracol în spatele căruia s-a aflat un efort aproape supraomenesc.
Mii de ore de muncă, zi lumină, timp de 4 ani și jumătate, pentru un restaurator, uitarea de sine a fost cuvântul de ordine. Spun asta cu siguranța celui care a văzut cât de sinuos a fost drumul vestigiilor arheologice din lutul gropniței în Muzeul Mănăstirii Căprigheana. Fragmentele din mânecuță care știți că au fost degradate, atât s-a recuperat. Aici nu facem niciun fel de... Acum, la momentul ăsta de propunere, decât că să le aducem într-un stadiu în care să nu se mai degradeze și vom vedea din aproape natural. Primele piese restaurate au fost mânecuțele, accesorii ale stiharului, făcute din mătase naturală. Mânecuțele au în componență argint, argint aurit, paiete din argint aurit, benzi metalice spiralate și fațetate din argint aurit. Au fost realizate în tehnica broderiei manuale, pe suport textil și papetar. Pot să spun că în momentul în care ele au fost aduse la Iași, după ce au fost evaluate de către membrii Comisiei de Restaurare, formată din specialiști pe diverse domenii, toți am fost siguri că nu vom reuși să scoatem ceva din ele. Păreau deja compromise, păreau de nerestaurat. Surpriza a fost mare, bucuria de asemenea, deoarece au rezultat două piese extraordinar de frumoase, ca să nu mai vorbim de materialele componente, de tehnica de realizare, destul de complicată și de complexă pentru vremea respectivă. Cel mai probabil, mitropolitul a primit în dar aceste veșminte. Raportul antropologic, redactat după deschiderea criptei, arată că Bănulescu Bodoni a prestat de-a lungul vieții activități fizice solicitante. A mers mult pe jos, pe teren accidentat, ducând greutăți în spate. Este greu de presupus că un astfel de preot ar fi rosit banii pe veșminte cu fir de argint aurit. Mânecuțele sunt diferite ca formă. Au aceeași broderie, este același fir metalic, dar forma este diferită, iar cea care este de dimensiuni mai mici, acolo am găsit două tipuri de țesătură care nu au nimic în comun cu restul pieselor. Am găsit urme de ceară între firele metalice ale broderiei. Prima piesă de dimensiuni mari intrată în restaurare a fost epitrahilul. Exponatul recuperat din cripta mitropolitului Bănulescu Bodoni era confecționat din mătase naturală. Pe țesătură au fost aplicate galoane din fir de argint aurit. Materialul era fragilizat, avea numeroase cute și urme de descompunere organică. Cum rădăcinile copacilor au străpuns racla, firișoarele subțiri, intrate în veșminte, au fost adunate cu penseta. Nasturii decorativi au fost realizați din fir de mătase naturală și bentiță metalică din argint, înfășurată pe miez de mătase naturală. Cel mai spectaculos exponat este sacosul. Arhierei îl îmbracă peste stihar, epitrahil, mânecuțe și brâu.
Așa arăta înaintea etapelor de restaurare-conservare. În momentul în care sacosul a ajuns în laboratorul nostru, prezenta un grad avansat de degradare, depunerea aderente de pământ, de descompunerea corpului, produși de coroziune, cute și pliuri foarte accentuate și era foarte, foarte uscat. Până la etapa la care el a fost adus în poziție plană, au fost câteva luni de hidratare progresivă. Aceste hidratări progresive au fost alternate cu curățiri mecanice, curățiri umede, curățiri chimice. Timp de un an și jumătate au durat aceste etape a hidratărilor și a curățirilor. De asta facem tratamentul ăsta, știi? Pentru curățarea firelor de metal. Deci vine să cunoaște modelul, să citește altfel. A urmat apoi etapa de detașare în părți componente a piesei și apoi fiecare parte componentă a fost tratată separat. Au fost efectuate din nou curățiri uscate, curățiri umede, curățiri chimice pentru îndepărtarea produselor de coroziune, după care a urmat etapa consolidării. Una dintre cele mai dificile și mai de lungă durată etape a fost cea a consolidării pe noul suport. Consolidarea a constat în dublarea efectiv a fiecărui element component a piesei pe un nou suport de mătase naturală. Această consolidare s-a realizat în gherghef cu fire fine de borangic. Pentru o protecție suplimentară a piesei, având în vedere că are și fir metalic în componență, materialul textil, ne-am gândit să aplicăm deasupra țesăturii originale, o altă țesătură, un tiul, pentru a avea o protecție suplimentară a piesei. Fiecare element de pasmanterie detașat a fost și el, la rândul lui, supus tratamentelor de conservare și restaurare. Au trecut prin aceleași etape de curățiri mecanice, curățiri umede, curățiri chimice. Etapa următoare este cea de asamblare a părților componente. Totul se face cu acu, folosind ață de bumbac.
după studiile pe care le-am realizat până la această etapă, noi considerăm că este o piesă de producție franțuzească, realizată în perioada anilor 1815-1817, nu mai târziu, într-un atelier din Franța. Este o țesătură extraordinar de frumoasă, este un brocard cu aspect de jacquard, o țesătură scumpă pentru vremea respectivă și care, surprinzător, s-a păstrat foarte bine. Din toată experiența pe care o avem până în acest moment, este prima piesă care provine din săpătura arheologică, la care se păstrează culoarea în elementele decorative. Probabil că au fost culori vegetale, s-au păstrat foarte bine. Din păcate, noi nu am putut realiza și o analiză a colorantului din fibră. În schimb, tehnica de realizare a acestei țesături este una deosebită. A fost realizată pe un război de țesut manual, atât fondul țesăturii, cât și motivele decorative sunt realizate prin țesere. Nu este o broderie aplicată, este motivul decorativ este realizat prin țesere. De asta este foarte valoroasă țesătura. Toată perioada asta, cât am avut șansa de a avea piesele Mitropolitului la restaurare, am descoperit anumite aspecte legate de personalitatea Mitropolitului. În momentul în care am reușit să aducem în poziție plană sacosul, foarte mare a fost mirarea noastră ca la mâneca dreaptă să găsim la căptușeală trei petece, trei țesături suprapuse una peste alta. Lucru care ne-a dat de gândit, pentru că sacosul este cea mai frumoasă piesă din vestimentația unui arhiereu, este piesa cea mai vizibilă și cu toate astea a avut-o cu petece. Deci, părerea noastră este că nu și-a permis să risipească banii pe lucruri noi, a purtat lucruri cu intervenții anterioare, cu petece. Aproape că nu-mi vine a crede că piesa arăta așa cum arăta și arată acum așa cum arată. Chiar mi-am pus întrebarea la un moment dat dacă a doua oară aș fi în stare să mai fac același lucru. În contextura piesei au fost identificate fire de mătase naturală în 14 culori. La acea vreme, tocmai numărul mare de culori spora valoarea unei țesături. Dulama sau reverenda a fost realizată din țesătură de mătase naturală. Așa arăta piesa în momentul în care a fost adusă în laboratorul de restaurare. Aici pentru năsturei și pentru broderia de aici. Și aici rădăcinile de copac s-au întrețăsut cu pânza. Eliminarea lor a fost o mare provocare pentru restaurator. Orice eroare ar fi dus la degradarea materialului textil. În mod obișnuit, reverenda este neagră. Așa arată dulama acum, după ce a fost readusă la viață de restaurator. Iar aceasta este reprezentarea grafică a desenului țesăturii. În costumul episcopal ortodox,
Bedernița constituie un semn distinctiv al arhiereilor. Are formă pătrată, iar pe contur are fixat prin coasere un galon din fire metalice și de mătase. La acest exponat, tratamentele de curățire s-au făcut la microscop. Astfel s-au identificat zone în care, în structura piesei, era prezentă și o bentiță metalică. Țesătura este una valoroasă, din clasa jacquard, tip brocard. Cât se curăță, cât se curăță. Cum să-i facem noi? În componența ciucurilor intră fire de mătase naturală și bentiță de argint cu urme de aurire. Omoforul mare este considerat cel mai important veșmânt arhieresc. Piesa descoperită în cripta mitropolitului Bănulescu Bodoni este confecționată din țesătură de mătase naturală, cu motive florale. Are formă dreptunghiulară și măsoară 373 de centimetri în lungime. Pe conturul piesei este fixat prin coasere un galon ornamental realizat din bentiță de argint aurit, înfășurată pe fir de mătase naturală. Această piesă se numește Învelitoare de cap. Realizată din damasc, are în mijloc paramanul, pe care sunt brodate semnele patimilor Mântuitorului: Sfânta Cruce, coroana de spini, sulița și buretele, cuiele și ciocanul, scara crucii și cocoșul. Paramanul a fost realizat manual prin tehnica de brodare pe suport multiplu, cu fire de mătase naturală, bentiță metalică din argint și argint aurit, înfășurată pe fir de mătase naturală. În componența lui mai găsim benzi metalice spiralate și fațetate din argint aurit și paiete din argint aurit. Dintre vestigiile aduse de la Căpriana, stiharul a fost cel mai degradat și fragilizat. Este realizat din țesătură de mătase naturală, cu motive florale. A suferit degradări multiple în cei aproape 200 de ani, cât a stat în mediul de înhumare. Piesa prezintă lacune mari de material. Cu toate tratamentele făcute, încă nu dă semne că e pregătită să intre în restaurare. Care a fost cea mai mare satisfacție restaurând veșmintele mitropolitului Bodoni? Cu fiecare piesă în parte, simți o imensă bucurie în momentul în care reușești să o vezi că capătă viață. Sigur, mânecuțele sunt cele mai dragi, pentru că au fost și primele care le-am restaurat, pentru că au fost și cele cotate ca piese pierdute, care nu mai pot fi recuperate. Dar fiecare piesă mi-este în egală măsură la fel de dragă. Nu este deloc plictisitor să stai 8-10 ore, uneori și 12 ore la serviciu să lucrezi. Atâta vreme cât o faci cu pasiune, nimic nu este greu. Iar eu consider că
am cea mai frumoasă meserie, cea de restaurator. Și sunt bucuroasă că aceste piese au ajuns la noi, la Iași, pentru a fi restaurate și pentru a fi repuse în circuitul muzeal. Brâul și mitra, recuperate din cripta mitropolitului Bănulescu Bodoni, au fost restaurate de expertul Doina Anăstăsoaie. Brâul este făcut din țesătură de mătase naturală. S-a păstrat în stare fragmentară. Mitra este asemănătoare unei coroane imperiale bizantine. Este confecționată din țesătură plușată. Se curăță? S-a curățat, e deja aici mai puțin pentru că are și fir de mătase, nu numai fir metalic. Dar ce frumos a făcut asta! Cele patru iconițe pictate au fost cusute pe catifea cu fir de mătase naturală. Medalioanele au fost restaurate de Daniela Sălăjan. Medalioanele sunt în număr de patru și cu toate că mitra a fost destul de deteriorată, a fost o surpriză foarte mare pentru toată lumea că o parte din medalioane, și anume trei, s-au păstrat destul de bine, în afară de cel care a fost poziționat la ceafă. Este o pictură realizată în culori de ulei, pe un suport de pânză de mătase, protejate de o folie de mică, o rocă transparentă care clivează în folii subțiri, și se folosea în epocă, în special în Rusia. Pânza pictată era prinsă prin coasere de folia de mică, iar de jur împrejurul foliei de mică în exterior era prins un șnur din fir de mătase înfășurat cu folie metalică. E prima dată când colaborez în restaurarea, conservarea unor asemenea piese provenite din situri arheologice. A fost o surpriză foarte plăcută faptul că ele parțial s-au păstrat atâta de bine. Adică este incredibil și foarte impresionant. Eu nu am mai restaurat piese de așa mici dimensiuni. Este destul de dificil pentru că trebuie să lucrez tot timpul sub lupă sau sub microscop. În primul rând am consolidat stratul de culoare și după aceea o etapă destul de dificilă care mi-a dat multă bătaie de cap a fost consolidarea stratului din pânză. Astea-s vers.
Și asta e albă. Și astea mici tot roșii sunt, dacă te uiți cu atenție, vezi? Crucea de pe mitră este din aur aliat cu argint și cupru. Pe ea sunt montate pietre din sticlă, cuarț și granat. Munca de restaurare a fost dublată de cercetare. Piesele au fost datate și încadrate în epocă, s-au identificat materialele din care sunt făcute, iar în cazul textilelor s-a realizat reprezentarea grafică a fiecărui tip de țesătură. Cercetările acestea au condus la elaborarea unor lucrări care au fost publicate atât în reviste de specialitate din România, cât și din Republica Moldova și constituie de asemenea subiectul, cea mai mare parte din subiectul unei cărți de restaurare a textilelor arheologice de la săpătură la exponat muzeal. Crucea medalie cu panglică i-a fost acordată mitropolitului în amintirea războiului din 1812. Partea metalică este din cupru și a fost realizată prin tehnica de turnare. Panglica de susținere este țesută din fire de mătase naturală. Crucea de mână este făcută din alam argintată și lemn exotic. Pe ea sunt sculptate imagini biblice. Crucea este încastrată în ferecătură de alamă argintată. Cizmele au fost realizate din piele de bovină tăbăcită vegetal. Și o să fie posibil, evident, că o să încercăm să refacem. Au fost recuperate din criptă 4 fragmente. Pasul egal, reflectat de găurile de pe margine, sugerează o coasere mecanică. Elementele metalice de la sicriu, precum și fragmentele de galon prins pe marginea capacului și perna de catifea, vorbesc și ele despre tehnica de lucru și materialele folosite acum 200 de ani. Investigațiile fizico-chimice au fost realizate de cercetătorul științific Maria Geba. Acest inventar este valoros și prin compoziția metalică pe care acestea o conțin. Deci, cu mici excepții de cupru, cupru argintat, alamă argintată, restul fragmentelor, restul firelor sau benzilor sunt toate din argint, argint aurit și aur. Iar prin spectrometrie Raman am putut determina la una din piese care conține și o cruce la mitră că pietrele
semiprețioase care sunt în acest obiect deosebit de valoros, cuarț și granate. Toate aceste analize care au fost premergătoare procesului de restaurare-conservare pentru a folosi cele mai adecvate metode au fost efectuate in situ, deci fără prelevarea probelor din aceste fragmente. Tot ce s-a putut salva rămâne mărturie mult timp de acum înainte pentru generațiile care vor dori să știe cum erau înmormântați mitropoliții dincolo de Prut la începutul secolului al XIX-lea. Comparativ cu alte descoperiri arheologice din țara noastră, considerăm o bogăție extraordinară și nu putem să explicăm cum totuși s-au păstrat atât de bine în condițiile în care mediul arheologic n-a fost unul prielnic. Cripta este poziționată în afara bisericii, au fost probleme foarte mari de umiditate în criptă, multă vreme a plouat acolo, de altfel tot ce a venit în contact cu partea de jos a criptei, totul a fost degradat. Toate aceste vestigii recuperate din cripta mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni și restaurate la Iași, au fost expuse în noul muzeu de la Căpriana. Mănăstirea se mândrește cu acest tezaur. Bunurile i-au aparținut primului ierarh ridicat la rang de sfânt în Republica Moldova. Eu am fost unul din lista celor puțin credincioși. Când s-au luat lucrurile de la Căpriana sau când s-au găsit în mormântul Sfântului, după cele văzute acolo, nu am crezut că v-ar putea cei de la Iași de aici să aducă în starea care vedem astăzi. Adică nu imaginam că va fi putință să refacă lucrurile acestea. Dar minunat este Dumnezeu între Sfinții Săi. De aceea, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Gavril, Dumnezeu a ajutat celor de la Iași aici ca să aducă lucrurile acestea la o stare extraordinar de frumoasă. Și mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Ierarh Gavril că ne-a îngăduit să avem o astfel de avere lăsată de dânsul. Așa ce vedem aici nu este altceva decât o minune care Dumnezeu, pe prin rugăciunile Sfântului Ierarh Gavril, ne-a dăruit nouă aceste lucruri care au rămas de la Sfântul, cu care dânsul a fost înmormântat acum 200 de ani în urmă. Născut în 1746, la Bistrița, în Transilvania, într-o familie originară din Câmpul Lung moldovenesc, Grigorie Bănulescu Bodoni s-a călugărit la 33 de ani. Și-a luat numele Gavril după mitropolitul Moldovei, Gavril Kalimachi, un susținător al său. Mai întâi de toate vreau să vă spun că a fost un mare cărturar. Cunoștea 7 limbi la perfecție. A fost atât de mult grijuliu de lucrurile și slujbele bisericii, în care vreau să vă aduc aminte numai un singur moment. Prăznuirea din 1 octombrie la dumneavoastră, la noi în 14 octombrie, ziua prăznuirea acoperimântului Maicii Domnului, iată, prima dată s-a adus de către Sfântul Ierarh Gavril textul slujbei acoperimântului Maicii Domnului, că nu se sărbătorea până atunci această sărbătoare în ținuturile noastre, atât în România de astăzi, cât în Republica Moldova de astăzi. Așa, asta este numai un singur lucru, dar cel ce el merită pe bună dreptate și este socotiș, după cum se spune și în acatistul dânsului, că el este dascăl, învățător, întemeitor de școli.
1806 a devenit mitropolit al Chievului, iar 2 ani mai târziu, țarul l-a numit exarh al Bisericii din Moldova și Țara Românească. A condus Mitropolia Moldovei până când Basarabia a fost anexată de Imperiul Rus în 1812. Un an mai târziu a fost numit de țar în fruntea noii Arhiepiscopii a Basarabiei, înființată la cererea ierarhului. Ca mitropolit al Basarabiei, a înființat Eparhia Chișinăului și Hotinului, seminarul teologic și tipografia din Chișinău, pe care le-a dorit românești. A contribuit la apariția Bibliei și a altor publicații în limba vorbită în principatele române. În 1816, Sfântul Ierarh Gavril Bănulescu Bodone, pe lângă seminarul teologic, care l-a deschis în 1814 la Chișinău, el a deschis 4 clase de liceu, unica instituție de învățământ laic, pe timpuri, până la Sfântul Ierarh Gavril, nu a fost nicio școală unde putea să se ducă să facă carte, indiferent că erau fecioare sau fiși de preot sau dascări, sau pe toți, absolut, a îndemnat Sfântul să facă carte. În perioada din 1812 până la moartea lui din 1821, în 30 martie, 12 aprilie, că atunci nu era modificat calendarul, el a reușit să construiască peste 200 de biserici. Așa este o muncă enormă. Să pună clerul la locul lui, adică să poată, fiindcă era un obicei nu prea bun pe atunci, lăsau slujbele bisericilor și se duceau toți la Iermaroc sau la piață. Și iată, Sfântul a luptat foarte mult pentru așa asta. Și multe, multe lucruri sunt care sunt dimensionate. A promovat limba și scrisul românesc, așa cum nota academicianul Antonie Plămădeală. Cu toate acestea, pentru păcatele lui politice, unii istorici l-au etichetat drept omul rușilor. Căpriana se numără printre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din Republica Moldova. Zidită la începutul secolului al XV-lea, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, mănăstirea Căpriana s-a bucurat de sprijinul celor mai importanți voievozi ai țării Moldovei, precum Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Ieremia Movilă și Vasile Lupu. Printre edificiile mănăstirii se remarcă Biserica Adormirea Maicii Domnului, zidită la 1542, Paraclisul de iarnă Sfântul Nicolae, ctitorit la 1840, și Biserica Sfântul Gheorghe, sfințită în 1905. Iar acum se adaugă un muzeu bisericesc, realizat cu fonduri europene, și un tezaur arheologic unic.